O parte din scrisoarea de adio lăsată de deputatul Ion Butmalai a apărut în această seară în presă. Una dintre cele 5 foi ridicate de polițiști din biroul său a fost publicată de către un portal care susține că răvașul i-a fost transmis pe adresa electronică. În presupusa scrisoare, Butmalai ar cere ca pentru moartea sa să poartă răspundere Vlad Filat, Vlad Plahotniuc, dar și alți colegi de partid. Avocata familiei Ana Ursache a declarat pentru Pro TV că textul din scrisoare pare să corespundă realității. Procurorul din Cahul nu a confirmat, dar nici nu a infirmat faptul că acest bilet de adio ar fi fost scris de către Butmalai. Deocamdată nimeni din cei vizați în scrisoare nu a comentat acuzațiile. Fostul deputat liberal-democrat a fost înmormântat astăzi la Cahul. Ion Butmalai a lăsat în spate o familie îndurerată, o soție și doi feciori care au plâns în continuu. La funeralii au fost câțiva colegi de partid, printre care șeful Vămii, șeful de la Fisc, dar și liderul PLDM, Vlad Filat. Omenește, regret că se găsesc atâția și atâția care și prin moartea unui om să încerce să-și facă ori capital politic, ori imagine. Ion Butmalai a fost un om deosebit. Este adevărat, a fost incomod pentru foarte multă lume. Dar sunt absolut sigur că nimeni nu și-a dorit ca dânsul să plece dintre cei vii. Să-și fie rămas bun a venit și fostul comunist Alexandru Petkov. Cei mai mulți dintre prietenii lui Ion Butmalai, în mare parte politicieni, nu cred în versiunea suicidului. Era un om deosebit a felul lui. Când am auzit lucrul acesta, m-am întristat foarte mult. Ce a fost, nu știu și nu știu dacă cineva poate răspunde. Sper foarte mult că nu doar eu, familia, dar și întreaga societate va primi un răspuns clar, ca să nu existe niciun fel de interpretare. Sunt unul din cei care nu crede că este vorba de un suicid. Deputatul Ion Butmalai a fost omorât. Mă întrebați, fiindcă chiar nu știu ce era în sufletul dumnealui, de câte ori am vorbit cu dumnealui, radia de optimism. Totuși, Richard Dezianu, bun prieten cu Ion Butmalai, a vorbit despre o depresie pe care politicianul o avea. Era derutat după accesul ăla de inimă, după aia zicea că avuse probleme la partid. Și eu zic, las că totul e trecător, zic, mă rog, chiar și în afara partidului poți lucra sau chiar dacă nu vei fi deputat. De cealaltă parte, cel mai bun prieten al deputatului, Alexandru Cimbriciuc, a declarat că Ion Butmalai s-ar fi resemnat că nu a fost inclus pe listele PLDM la alegeri și își făcuse planuri pentru revelion. Ultima conversație a noastră a fost ca să plecăm până la Slănic Moldova pentru a avea o recreație după aceste alegeri. Cu o zi înainte din întâmplarea cazului ne-am întâlnit în jurul orelor 11 și 12 și am discutat planuri pentru viitor. A 12 trebuie să ne întâlnim. Nu cred că el și avea terminat zilele cu pistolul care îl avea. Atunci cine? Întrebarea e deschisă. Ion Butmalai a fost găsit împușcat în piept acum 2 zile în garajul de lângă casa sa. Deocamdată se cercetează 2 versiuni, suicid sau omor. Ion Butmalai avea 50 de ani, era căsătorit și avea 2 băieți de 24 și 16 ani.